A fost exclus, Bzova Valentina a fost exclus și a fost introdusă o persoană care a venit mai târziu, Rusnak Ana. Vă zic, toate aceste persoane se beneficiază de 500 de lei, cu excepția la cei care am citit. Nu știu dacă dumneavoastră, poate eu știu. Dar câte au fost excluse și numai una? Da. Patru. Patru excluse. Și una adăugată, da. Dar din ce cauză au fost excluse? Comisia examinată. Morărescu, Mihai, în cerere scrie că să-i se acorde un ajutor material, că l-a mormântat pe fratele său. A fratele l-a mormântat soții sau pe fete? Da, dar pe decedatul are două fete și soție și vreau dumnealui nu are atribuții. E soție să vrei să zic. Apoi, aș spune corect. Așa, așa. El nu a trăit pe 20 de ani cu țăr. Țărnă Lidia tot pentru o mormântare, dar nu e rudă apropiată, nu-i nimic, pur și simplu... Eu am rămas cu spădărie. Eu am rămas și eu rămas acolo, dar n-are legături directe cu decedata. Și Bzova Valentina nu erau complet pe documente. Dar urechi? Urechi, Larisa... Ei am lăsat că îi spătesc copii, adică copiii să-ți fiți de plat la grădiniță, da. De vreo așa fie, așa fie. Și-o rămas un moment la care... Da. Bine, dar eu doresc consilierie. La nu, aici e dreptul, dacă s-au scos 4 și s-au adăugat numai 1, da? 15. De adăugat obișnuiu Vasile în 500 de lei. Dar și am spus rău, știi? Punctul 2 din proiectul decizii se acordă ajutor material veteranilor război. Dumneavoastră știți că se apropie sărbătorul de 9 mai? Da, da, da. Vite cât aici la cala, țigărlaș, robovoi? Veteranilor de război din Afganistan câte 200 de lei pentru fiecare. 200. Și următoare. Să menționez că nou, punctul 8, mă iertați, Bou, Roș, Valeriu, îl excludem deoarece el figurează și în participanții de la conflict din Transnistria și comisia zis că beneficiază mai din acolo cât e suma la dincolo? La Transnistria. Toate câte. Dacă a participat acolo, dacă a participat acolo, dacă a participat acolo, dacă te dat remunerat, nu mi-e refutat. Eu socot că eu la asta îți zici acolo. Am luptat pentru independență. Atunci așa de greu să-ți faci o curățică de asta, că e cam era o casă și pe doamna Tale, am... El e afganez, da. Da, liniște! Da, poftim, domnul. Numărul 11, Balcanski Nicolae. Este, nu, este rudă cu domnul Balcanski. A, asta, la anexa trebuie, nu? Balcanski Nicolae? Da. Nu, de Mirișor. Și a doua întrebare, de a cui parte o luptare? Da, poate Goianul. Era parte de un parce. Referitor la anexa 3 cu Transnistrie, ne vreau zic că excludem pe Prodan Victor și Prodan Grigori, deoarece ei nu mai sunt locuitori acum în Izălceni. Posibil beneficiază de ajutorul ăsta din alte localități unde s-au stabilit cu viza de domicilie. Prodan Grigori, da? Da, și Prodan Gheorghe. Și mai este doi rotari, dacă dumneavoastră ați observat în listă, vreau să zic că îl răsăm numai pe rotarul Victor. E unul și aceeași persoană. Da, dar răspuns trebuie să le dați. A scris că dacă poate ei nu s-au adresat acolo, să-i spunem că se adresează acolo, în localitatea unis la președinte. Nu, rotarul Victor ne-a zis, da, și eu îi transmit. Nu, dar el de două ori figurează și acolo ne-a dus un eroare. E la vașa. E la vașa. Portugalia, tu poți fi mai aproape ca domnul. Domnul Chioi transmit. Mai departe, mai departe, eu mai. Referitor la anexa 4, unde este vorba despre vederile veteranilor de război, în proiect noi întâmplător am pus o persoană care decedată, este Buțu Vera, noi da. Am spus-o, da. Și gata, cam asta este, cu ajutorile materiale care... Da. Avizul comisiei da. Pozitiv. Poftim întrebări, sunt careva sau... Nu sunt. Cine pentru poftim votat? Mulțumim. Următoarea întrebare numărul 4, privind la scutire de plată. Da, la întrebare numărul 4 dumneavoastră vezi proiectul, fost 3 cereri, sunt 3 copii, adică se propune de a fi scutiți 3 copii de la grădiniță. Onța Mihai, Zavatski Roman și Vozian Dragoș și toți reprezentează grădinița Sălcioa. Sunt întrebări, cine pentru poftim votat? Întrebarea 5. Poftim, domnul Jurgiu. Privind la modificarea comunității. Este vorba despre Comisia pentru protecția drepturilor copilului. Se solicită de a fi modificată, deoarece din fluxul de cadre din primărie schimbă
Sunt propuneri. Dumneavoastră aveți propuneri. Președinte Sârbu Sergiu, secretar Natal Cătălin, membrii Proda Jumăr. Cine este pentru, dacă nu aveți alții, poftim votat. Este sunt. Următoarea șansă întrebare. Revenim la regulamentul. Revenim la aprobarea regulamentului. Bună ziua! Se propune modificarea comisiei, în primul rând, modificarea comisiei administrative, pe lângă primărie comune Stocie, următoarea componență, președinte Sârbu Sergiu, viceprimar, vicepreședinte Cucereanu Igor, secretar, aici scris Cucereanu Cătălina, dar cred că o schimbăm, pur și simplu jurist. Considerați că toți avem rotația de cadre. Dar cine este? Proțuc, Ecaterina, Pirei, Valentina. Secretarul din cameră. Domnul, dar tu nu știi ce profesie. Ecaterina și Valentina? Așa cheamă. Da? Când vrei Ecaterina? Membrii comisiei, Pilat Eduard, consilier, Zoe Alexandru, directorul de Galcastălceni, Rodan Mihai, directorul Celul Dragoș Vodă, Ширица Владимир, директорul Школii Спортиви. Poftim. Și tot aici rog să fie aprobat regulament Comisiei Administrative. Am avut o sesizare din partea Procuraturii, sectorul Mișcani, în care îi cer că regulamentul dat să fie aprobat de Consiliul Local. Până acum noi am lucrat cu regulament vechi. Nu pe vechi, dar prin hotărârea Parlamentului și cer să fie aprobat de către Consiliu. Deci, poftim, aveți întrebări? A fost elaborat regulamentul. Nu. El este regulament tipul. Regulamentul este, el practic coincide cu regulamentul aprobat de hotărârea Parlamentului. Dacă este. Și regulament tipul. Domnul Sergiu, dumneavoastră când ați vorbit, eu nu m-am întrebat. Scuzați. Eu nu înțeleg sesizarea Procuraturii. Cadrul legal, regulamentul, e aprobat de Parlament. Noi ce? Anulăm aprobarea Parlamentului și-l aprobăm noi? Noi nu ieșim din cadrul regulamentului. Practic, regulamentul e aprobat de Parlament. Noi, care... El nu-i tip. El e regulament aprobat ca regulament. Ce facem noi acum? Anulăm, nu, dar stați chiar aprobat de Parlament. Anulăm aprobarea Parlamentului și aprobăm noi? Domnule, uitați-vă în cadrul legal. Domnule, dați voie să-i propuneți acolo la cadrul. Nu toți procurorii care sunt în fotoliu de procuror își scaun la cap. Sunt SSR prostești. Eu sunt pot ca să iau prostie nemărginită și nu știu cum că consultați-vă, avem juriști, avem specialiști. Atunci când pe țară se adoptă un regulament, tip. El este regulament tip. Așa. În toate celelalte cazurile, toate subordinele. Dacă îi scris fapt, el, dacă este primit ca lege, el e talon acolo, îi primit Parlament. În caz de față, localitățile ce pot fac? Și-l ajustează în baza regulamentului ăsta de tip. Gata. Ceva? Păi ajustăm, da. Gata. Da, păi asta. Mai sunt întrebări. Da, eu am o propunere. O propunere, cred că, relevantă. Eu nu știu cât ar fi cazul de introdus în cadrul membrilor acestei comisii șeful poliției, doar din Stocel. Tot în asesizarea date, noi vedem că el e reprezentantul constatatorului și nu poate fi... Păi da, el a avut constator, asta și am avut în vedere. Nu, este incompatibil. El practic și ne prezintă proces verbal, el practic... El poate fi invitat acolo, da. El numai ca invitat și ca constator care prezintă proces verbal. Da, este așa de privința membrilor. Da. Poate în loc de Chiriță, punem altul. Din alt partid, din alt aici. Hai să nu politizăm. Eu cred că de schimbat nu putem mai dăuga cu două persoane. Domnul Iomburle, de pildă de dintre. Domnul președinte, în privința la președinte, Sârbu Sergiu, viceprimar, după cât știu, el e președintele la vreo 5-6 comisii din cadrul ăștia. Poate să-i dăm și o leafă, să-i ridicăm. La lui 16 vești, mie, la lui 2800 de lei și cu 5-6 comisii. Cam... Am spus, oameni, voi la primărie vreți să leafă? Nu, bun. Poftim, dacă nu mai sunt întrebări, cine pentru? Poftim votat. Mulțumesc întrebarea 7. Unanim. 7. 7-a modificarea deciziei 5-3.
Da? Da, doamna doctor. Vă să zic că decizia 5/3 constă în faptul că noi în anul 2011, după copiii Chetreanu, am întărit spațiul locativ din casa din Florilor 2. Copiii ăștia se află la internat, noi atunci am camerele astea, vreau să zic că le-am rezervat după dânsii. Acum a apărut moșul lor, care este țăgănaș Sergiu, care conform ordinului vechi eliberat, el era membru, adică el era membru familiei date și figura în ordinul de repartiție. Domnul țăgănaș Sergiu a fost în detenție. Noi atunci n-am luat în seamă chestia asta, vreau să zic. Acum el a venit, el nu are unde locui, adică el locuiește, mi se pare, acolo, dar el nu poate să facă viz de domiciliu, nu poate să angajează la serviciu și a venit la noi cu propunere și noi nu putem să-l introducem în ordine. Ca noi să modificăm puțin decizia asta, să-l introducem și pe dânsul, dar eu a solicitat că tare în cere să-l introducem ca chiriaș principal, dar eu consider că nu trebuie, trebuie ca membru. Ca membru. Să ne asigurăm așa cât de cât. Chiriaș principal e cel mai mare băiat, e Chetrean Sergiu, care deja are 16 ani. Da, 17. Ca membru să-l introducem, ca să el se poată face decizia. Bine, sunt alte propuneri. Nu. Informațiile, da. Domnul Chilat. Referitor la țăgănaș, acolo sunt înțeles două dăi, da? Da, 25-27. Una din propuneri, nu știu, iarăși, da, iarăși pe metraj trebuie să ne orientăm. E posibil să divizăm. O daie rămâne după țăgănașul, o daie după aia și la alții. Nu. Dar metrajul iarăși e convine. Dar de ce? Peste 5 ani de zile țăgănașul. Ieri era împotriva lui, da. N-a să ajungă țăgănașul, vă spun un lucru. Țăgănașul iarăși este implicat în niște crime pe teritoriul comunist. Bun, asta de-am nu să rămână. Și așa e problem iarăși, să nu ajungem noi copiii să rămână pe drumuri. El e ca membru egal ca copiii ceilalți. Nu e mai mare acolo. Asta teoretic. Pe hârtie, da. În practică să fie... Noi așa ne spus atunci, fără dreptul de privatizare la cameri, fără... Dar se poate mai viza din domiciliu. Camerele astea 25-27 au fost repartizate părinților lui, mamei țăgănaș. Părinții au decedat. Și copiii... Dar copiii ăștia sunt nepoții de la un frate. Și au decedat și părinții la copiii ăștia. Și când au rămas copiii fără... Noi i-am luat, adică i-am luat și le-am dat spații. Mama lui țăgănaș și-au luat să-i întrețină. Și au decedat și ei. Și au rămas numai copiii ăștia. Și noi am întărit camera asta, că ei nu rămâne pe drum, deoarece era la internat. Bun, înțeles. Dar noi de dânsul, practic, de Sergiu ăsta, nici n-a știut. Bun, ați vedem. Poftim, dacă nu sunt altfel, cine este pentru, poftim. Vă rog frumos, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare, întrebarea 8, prin examinarea de mersul Ceaucris. Romeo. A parvenit o solicitare de Vasile Ceaucris, directorul Romeo Alexa, de, dacă dumneavoastră cunoașteți, el deține în arendă teren de strada Matievici. Terenul dat nu este exploatat pe anamul din anul 2010. El solicită să fie scutită plata de arendă pentru terenul dat, deoarece nu se poate achita, nu l-a exploatat, nu și-a făcut construcția care acolo. Păi, dar ce-o faci? Vrem doarce înapoi la primarie. Ce-o faci înapoi la primarie? Nu, doamna Natalia, spuneți, el o solicitat pentru o perioadă anumită. Da, el până la 1 aprilie o solicitat, 1 aprilie 2013 pentru anul 2012. Și acolo el a luat la licitație cu scop ca să-l... El a avut un conflict cu vecinii din alături și aici s-a aplanat situația. O să aibă înțelegere cu bulgarul. El, Dumnezeu să-l ierte, a murit și tot nu mai are înțelegere. Nu, nu mă cu bulgarul, acolo cu toți vecinii el are înțelegere. Eu nu înțeleg motivul, fond, îl cunoaștem toți, dar asta este un aspect de suplinire a bugetului. Noi ne participăm la licitație, dăm la licitație, dar dacă el nu-și conformează conform contractului care este încheiat proces verbal cu primăria, se revizează contractul, se întoarce la primărie. Asta e soluția. Asta e o modalitate. Dar nu e o modalitate. Eu cred că asta e și intenția care trebuie. Domnul președinte, am și eu părerea noastră. S-a discutat la Comisia Juridică și noi am rămas pe poziția că facem niște consultări cu juriști, cu astea, să vedem ce putem face în privința acestui domn. El a plătit arenda pe un an de zile sau pe 2 ani de zile, că a fost dat în Consiliul trecut lotul terenului ăsta în arendă cu 160.000 de lei, dacă nu mă înșel. Anual. 160.000. Deoarece el nu a putut să iei autorizație de construcție din cauza vecinilor, cum se spune, și multiple apelări a lui față de arhitectură, de cadastru, de astea și
de a-i da autorizație de construcție. Din cauza asta, el a fost împiedicat de vecini. Până în final, din câte am înțeles eu ce am discutat noi la comisie, el s-a înțeles cu vecinii. Nu s-a înțeles. Eu ieri am contactat vecinii. Bine, domnul, eu sunt termin. Să reprezentați interesele? Eu sunt termin. Eu sunt termin. Sunt avocatul sau reprezentați interesele primării? Noi reprezentăm interesele cetățenilor sau care vin cu probleme. Păi stați, aici este cetățeanul care a participat la licitație. Intenția lui care a fost? Corie. Diavolul, ca pământul. Nu se primește întoarce la primărie, dar plătește arendă. Adică, Consiliu, eu nu înțeleg, noi scutim, vrem suplinirea bugetului, dar noi mergem într-o polemică care nu este binevoitorul de a face sau nu a face. Eu am vrut să închei cu altceva, pentru că aici sunt puternicești primarul comunii Tăunceni, să încheie un acord adițional cu SRL-ul cu tare, de a-i diminua sau de a-i ridica. Cu 50% sau cu 100% de nu este încălcare de lege. De este comisie de licitație. Îi dăm omul licitație. Noi putem să mergem și în întâmpinarea lor. Asta a fost problema la comisia juridică. Noi putem în cadrul legal să-i dăm lui să-i diminuăm plata de arendă pe perioada asta sau nu? Eu vin cu informația, ca membru din Comisia Justiției, noi putem face lucrul ăsta. Asta eu vreau să aduc. Consiliul or să decide, îi dăm noi voie sau nu îi dăm voie. Dar eu, pentru mine era principial. Constat propunerea dumneavoastră ca. Nu-i propunere. Ceea ce am discutat la Comisia Juridică. Noi putem să-i oferim ceea ce cer el. Mi-a să-l întrebați pe noi sau... Nu. Ceea ce se întreabă în cererea domnului. Amuș. Noi putem să-i scădem plata la arendă. Am putut să nu avem cadrul legal. Nu. Și noi venim amoi cu asta că noi putem să facem acest lucru. Doar de primarul încheie un acord în baza contractului și el îi diminuează pe perioada asta cu 50%. Primarul nu poate scutească de plată. Scutește de plată numai Consiliul. Nu Consiliul scutește de plată. De ce nu vă încurcați voi în astea? Consiliul binevoiește, da sau nu? Păi asta își hotărăște. Da, dar mai departe nu Consiliul încheie contract cu SRL. Da, dar Consiliul hotărăște și îl spune că primarul va, acolo spune, dar el hotărăște. Hotărăște? Cum vă regați? Hotărăște să-i dea voie sau să nu-i dea voie. Dar contractul n-al încheie... Eu sunt de acord, dar contractul... Între Consiliul și SRL, dar între primar sau administrat. Dar Consiliul hotărăște să scoate la licitație, să vinde, dar primarul îi scălește. Între asta noi ați nici păi de primarul de mâini putrăcit de comisie de licitație, mai problema, problema era dacă noi putem face lucrul ăsta, să diminuăm sau nu. Propuneți acum. Cadrul legal ne permite să scădem cu 50%. Domnul președinte, Matale, ești cu propunere? Da. E constat așa, se scutește de plată pe perioada cu tare? Nu, cum? Nu. Cum sună e? Conform decizii 2/1. Punctul 2. Se împiernicește primarul comunii Tăuceni, se încheie un acord adițional. Dați-mi voie până la urmă. Hai bun. Se încheie un acord adițional la contractul de arendă cu privire la diminuarea sumei de arendă pe perioada 2012-2013 cu 50%. Asta e propunerea mea. E trebuiește altfel de proiecte. Așa e formulat. Nu, da. Domnul președinte. Stați, gata domnul. Următor, domnul Mihai. Eu am fost în comisia asta și pur și simplu nu chiar așa a fost ca tare decizia. O rămas propunerea. Adică, acolo unde este vorba de un contract, sunt obligațiuni. Drepturi și obligațiuni. Atunci când se încalcă obligațiunea de o parte contractantă, atunci înseamnă că se dereziliază, într-o fel sau altul. Asta e partea legală a întrebării. Noi am pus, noi tot am întrebarea, este vreun canal, adică ceva, undeva, punând la bază partea omenească, nu legea. Uite, asta era vorba acolo. Dar dacă îmi permiteți. Da. Deci, în cazul dat, probabil la licitația dată pentru arendă, au participat, nu un singur participant. Așa. Acum, când în contract noi împuterșim primarul să-i scadă prețul, ceilalți participanți, atacă primăria în judecată, pentru că ei prețul. Noi vorbim de contract, dar noi n-am văzut contractul. Dacă el are clauzele contractului, permit lucrul ăsta, el poate să o facă. Da, dar noi vorbim ceilalți participanți. Ce are participanți o trebuie să câștige. Domn Victor, ai vorbit dumneavoastră, te-ai voi prețul, prețul care l-a dat altul. Noi formăm un precedent destul de primijdios. Corect. Și aici am ușat când ați bucneați cu cetele de astea diminuare. A fost decizia Consiliului să o scos licitația. A fost licitația și o câștigat. Asta tot, a fost încheiat contractul. Noi nu putem amuia să-l scutim, pentru că în contract e scris se și mai departe. Noi trebuie să anulăm licitația, contractul. Nu ești drept, domnul președinte.
în cazul ăsta. Noi punem la vot, dar uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Eu n-am discutat nici cu SRL-ul, nici cu nimeni. Eu vă spun, nici nu știu cine. E Roma, cred, cu gospodăria de jos, așa înțeleg. Da. Nu, dar domnul, uitați-vă ce el vine în cerere. El o solicitat de câteva, noi i-am dat pământul în arendă, cum spune. Da, domnul, domnul Ișiu. El o câștigat, pentru ce l-o câștigat? Ca să construiască un parc, un teren pentru joacă și o cafenea. Nu e interzis, nu i-a dat de la primărie autorizație. Ce face domnul mai departe? El ne dă în judecat pe noi pentru că noi am împiedicat desfășurarea activității lui. Nu primărie nu te zis, doamne, de vicinătate. Omul nu poate interzis, că lui de la primărie nu i-a dat autorizație. Păi nu a dat din consecințe de oameni. El nu a să-l dăi pe oameni ce e în judecat. Dar primărie, că noi nu i-am dat timp de 2 ani de zile autorizație de construcție. Las primăria să discurci cu oameni. Înțelegi? Și ne atac pe noi. Amoi, el ce face? Solicită mai departe și noi reziliem contractul, solicită acele 200.000 care le-au plătit deja. Și iar ne pune pe primărie situație, primăria... Nu poate solicita dacă nu i-am dat voie să desfășoare activitatea. Domn Victor, mi-ați dat să fac propunere, poftim. Mai să-i propune? Poftim. Eu la subiectul ăsta vreau să spun că logica acțiunilor unui consilier trebuie să fie protejarea bugetului, dar nu protejarea intereselor a unui sau altui agent economic. Da? Cum în cazul ăsta, el trebuie singur să-și obțină acordul, să prevadă, să-și facă un business plan. Nu reușit. Adică noi trebuie să protejăm interesul nostru. Așa, bine, poftim, mai tu ai fost ales de locuitori, cetățenii comunii Cluceni. Nu de bugetul local ai fost ales. Și trebuie interesul cetățeanului sau cel puțin, Aia vă dau afară, măi. Dacă vă dau afară, vă spun, vă juge. Permiteți, ies în urmă. Da. Cu părinții. Au fost două propuneri. Una, se de propus domn Victor ca să scutim de plată sau cum și a doilea de respins. Respins. Cum au fost parvenite, așa și le punem la vot. Da. Prima, diminuare. Spune la vot, acum spun la vot propunerea domnului Victor. După aceea o punem a doua, se respinge. Prima spunem propunerea primăriei. Okay, n-a fost domnul, n-a fost de atâia, a fost la decizia consiliului. Așa înseamnă că am o spune propunerea domnului Victor. Cine este pentru această propunere, vom fi votat. Lăsați-mă în jos. A doilea propunere se respinge. Cine este pentru, vom fi votat. Mulțumesc. Trecem la întrebarea numărul 9. Care se divizează întrebarea în două întrebări. Domnul ședinte, dacă îmi permiteți la întrebare să ies, ca nu cumva să influențați cineva din colegi. Spune-mi zuc. Membrii comisiei de licitație, vă rog, după ședință, opriți în sală. Poftim întrebare, domn Gorea. Cercatul de urbanism de numărul 2 de 19 ianuarie 2018 și construcția de format fie executată în strictă corespundere cu proiectul elaborat și vizat prin schimbare, că suprafața de 0,324. Din toate astele care au fost impuse, licitația care a fost, adică suprafața era limitată la suprafața de 0,324, de ce suntem în opinia cancelarii, ca suntem și noi limitați de această suprafață și nu putem modifica în partea măririi până la 51,66. Deci am fost notificați ca să abrogăm decizia respectivă în termen de 30 de zile. După examinare în cadrul comisiei funciare, se acceptă abrogarea acestei decizii, adică luăm dar de această notificare și cu asta îndeplinim sesizarea cancelarii de stat.
Asta e prima parte. Da, da, da. Să dați așa să facem. Prima parte și după aceea a doua. Și dumneavoastră, doamna secretar, să-i dați numă cumva. Da, că să fie o întrebare. Nouă bară, unu, nouă bară, nouă. Nu, a să fie doi bară. Doi, unu, nouă, unu. Să vedem după Constituție. Așa, dar acum se votează primele două puncte ca o decizie aparte. Se ia de notificare și se acceptă abrogarea deciziei. Bun, întrebări pe prima întrebare. Este la sunt la domnul Gorea? Nu. Înseamnă că dacă nu sunt întrebări la domnul Gorea, prima întrebare a întrebării nouă spune la vot primele două puncte din proiectul decizii. Se ia act de notificare oficii notarial și a doua se acceptă aprobarea deciziei. Cine este? Pentru poftim votat. Eu nu de asta. De abrogare, divizat în două întrebări. Când s-a făcut proiectul la bun început, deja se vedește să trece în stradă. Să trece că parcarea automobililor în locul la Unirii este o problemă a localității. Și după ce s-a... spunem așa, după viziunea astea, am ajuns la o concluzie că ar fi bine de construit garaje subterane, ca să... Parcare. Acolo, ca un... Da, parcare, nu numai parcare, dar e ca sedi. Ca, da, evident, se mărește costul proiectului, dar se soluționează o problemă a localității, unde ar fi posibilitate de parcat automobile, să nu fie aglomerații pe străzi cum care sunt acum în momentul actual. Da, este o greșeală, noi din statul trebuie să facem și proiectul și accesul la, mai bine zis, eliberarea terenului sau, eu știu, pentru proiectarea acestei cărți. Da, este o greșeală, nu greșesc cel care nu activează. Acum, noi am adăugat o, prin decizia Consiliului, un teren suplimentar pentru acces la garajul, care terenul rămâne proprietatea primăriei. El nu se vinde, nu se vinde, rămâne tot, dar să avem un acces. Și acum, dacă merge vorba de divizare, unde eu știu, a schimba proiectul de decizie a Consiliului de astăzi și pur și simplu propun ca să rămâne pe poziția cu decizia care a fost eliberată data trecută. Fiindcă, în caz contrar, noi acum divizăm, eu nu știu ce rămâne mai departe. Vreau să vă scuze, eu nu o să vă rețin mult. În propunerea dumneavoastră, să respingem aprobarea. Nu, dați-mi vă să zic până la capăt. Eu nu-i de-am învățat. Dați-le, dați-mi voi, domnul. Noi, nu uitați că primărie din această construcție mai primește 500 de metri pătrați gratuit pentru un edificiu care o să fie la descriția consilierilor de ca sediul primăriei, ca un club al localității, mă știu eu ce, cei care s-au ocupat construcția cam s-ar putea imagina cât costă 500 de metri pătrați. Dați rămânem întrebarea. Una la mână și a doua, nu uitați de construcție, încă una stadion pentru localitatea noastră. Eu nu știu care o să fie decizia dumneavoastră, dar dacă se divizează, înseamnă că solicit partea a doua de susținut sau de lăsat în vigoare decizia Consiliului Procedent. Vă rog să faceți. Stați, Solicit, vă rog, pe teren. Da, poftim rog. Domnul primar, nu vă spălați, noi deja prin decizia Consiliului, la momentul când am întâlnit ordinea, separat această întrebare în două, deja ea este aprobată. A doilea, numai 5 minute în urmă, deja am votat acceptarea abrogării, adică acceptăm notificarea cancelarii. Am rămas numai la a doilea punct ca o decizie. Cum ați votat? Numai ce am votat. Ce am votat până acum?
Prima jumătate. Notificare. Așa. Abrogarea deciziei de CTV. Prima jumătate. Nu știu să fie două. Da. Prima jumătate. Da, numai nu, dar nu, așa și trebuie. Eu subiect am înțeles. Acum noi să propunem deja examinarea a doilea. Da, de aici a doilea punct deja. Poftim. Mai sunt întrebări pe prima întrebare. Nu s-a pus la vot. Nu s-a vot de abogat. A doua. Poftim, domn Gorea, a doua. Pentru developarea gândurilor expuse de domnul primar, dar și în viziunea comisiei funciare, adică se propune ca să examinăm încă adăugător la această întrebare, o decizie, pe o întrebare adăugătoare, și anume în privința stabilirii suprafeții terenului aferent construcției, stil constructă SRL. Ce avem noi în ziua de astăzi? În ziua de astăzi avem numărul cadastral 1746, suprafața de 0,5166. Este înregistrat o fiche cadastrală, așa un teren, cu numărul acesta cadastral, pe care este amplasată construcția cu gradul de finisare de 62%, care aparține SRL Steel Construct. Și iată, având înregistrat această construcție nefinisată, care e amplasată pe teritoriul ăsta de 51,66 de hectare, am putea să stabilim suprafața din limit, adică ne depășim limita aceasta 51 de hectare, 66 ca teren aferent acestei construcții. Dacă stabilim suprafața ca teren aferent la toate, atunci putem să facem supra întregii suprafețe, deoarece din acest 51 de ari, 24 deja există contractul de arendă, care a fost, dar pe restul o să avem dreptul ca o să fim obligați să facem acest contract de arendă pentru restul ca teren aferent. Și, dar terenul însuși, de ce îl considerăm aferent? Deoarece într-adevăr, construcția e cu multe etaje și ea a fost, ca fundația a necesitat întăririle acestea respective, în plus garajele pe care totuși sunt legate ca în procesul tehnologic de existență acestui obiectiv, și am putea să mergem pe cărarea aceasta, stabilim suprafață ca cu regim de teren aferent acestei construcții. Ce spune președintele comisiei? Asta este poziția membrilor comisiei. Nu toți membrii, frumos, fiți mai... Da, domnul Victor. Într-adevăr, dacă această decizie va ușura accesul la transport, va diminua amutoiajele care se face pe strada asta, eu vin în susținerea unui consilier din astea, domnul Sofronie, care nu poate nimeri sara acasă, din cauza la mașinile stau parcate și pe stânga și pe dreapta astea. Dacă se ia decizia și într-adevăr să merge pe astea, că ăștia, sar. Mai țin întrebarea. Domnul Sofronie, poftim. Eu, după cum cunoașteți, dar trecut tot am avut o reclamație pe subiectul dat. Eu, domn Sergiu, cu tot respectul, ca specialist către dumneavoastră, sincer vă spun, ce ați relatat acum, cam de dovadă, poate că nu v-ați informat până la miezul subiectului. 51 de ani, jumate de hectare, aferent, către una construcție, care este cu mult mai mică decât aferentul dat, adică construcția de bază este pe suprafață, cu mult mai mică, care noi dăm aferent, dragii mei, asta deja e o ilegalitate. Și dat trecută tot aceeași întrebare, că noi am atribuit la 25 de sode, am atribuit încă 50 ceva. Adică, cum se numește decizia? După cum observați, notificarea a fost relevantă și la moment privitor la abrogarea acestei decizii. Iarăși noi votăm ilegalitate. Și eu chem și încă o dată, eu nu vreau ca să intru în politică, eu chem la corectitudine către dumneavoastră, către colegii noștri, ca să votăm ceea ce este în cadrul legal, nu ceea ce noi omenești socotim. Eu propun, și ca replică la domnul Victor, eu pe colegul nostru, Andrei Sofron, îl susțin cu amândouă. Nici o problemă. Care are probleme? Da, poftim. Da, domnul. Cum privesc eu întrebarea asta? Foarte simplu. Noi avem niște realități acum, da, care se numesc casele astea două construite, care sunt rezultatul activității Consiliului trecut, da? Da, mai concret, fracțiunea PLDM și PCRM, da, care au adus niște realități care le avem și post factum deja
domnul Eugen spune că după ce a creat el monștrii ăștia doi care avem noi acolo, începe o tactică de să-l limiteze cumva, să-i pui careva bețe în roate. Nu se poate opri monstrul ăsta, înțelegeți? Eu vreau ca domnul președinte să la adevăr și aici văd că reprezentantul intereselor domnului director general la companiei Steel Construct vreau să-și stimați colegi, ești de acord cu domnul Chichivă aici, de acord cu domnul. Stimați colegi, stimați colegi. Poftim, mai sunt întrebări. Noi, la vot. Acum, aici este clar cum e. Nu e 51 pământ aferent. Pentru că el are 24 27 care au fost dat de așa. Da, și aici sunt suplimentare, 27 aferent, așa că nu 51. Așa, da, așa. Ce scrie în proiectul decizii? 27 ori 51? În total, și în total cu cel de bază. Nu, trebuie specificat. Ce spune asta acum? Proiect decizii, Iureus, Chioș, nu văd. Suprafața terenului aferent include și suprafața... Ia stați, Olea. Pământul aferent, pământ... Domnul Sir, da. Eu sunt economist, nu sunt inginer cadastral. Dar nu duci chiar în eroare. Și cu una, fiecare își expune părerea, nu nicio problemă. Și, domnul președinte, nu-i 27, în proiect scrie 51. Dacă dumneavoastră acum modificăm, scrim 27, va fi 27. Vă rog frumos. Domn Gore, chestiunea că 24 de la are pe da. 27 e pământ aferent. Domnilor consilieri, modalitatea asta de a da aferent, sunt modalități legale de a scoate la licitație și poftim reprezentantul Steel Construct să-l cumpere. Încă una, noi îmblăm cu aferentele astea, cu atribuirile în da, domnul și tot așa mai bine. Domn Gore. Domnul președinte, dacă îmi permit, eu încerc să eu o să fiu de acord cu dumneavoastră cum spuneți. Adăugător aferent 27, ce va constata terenul comun 51, ar fi mai corect. Așa e, așa e. Da, aici trebuie să fie scris că în total ar fi 51. Păi da, în limita profesiei terenul cu numărul cadastral 26. Da, domnule. Eu îți pot întreba, că vreau să-mi exprim și părerea. Când s-a votat, nu țin minte data precis, planul de dezvoltare în detaliu atât teritoriul cealaltă. S-a votat pentru, și pentru stadionul cealaltă, și pentru a doilea casă, și pentru măsa, și pentru tațul. Da? Da. Mă scuzați de expresie, dar cam așa au fost. Da. Cam s-a votat pentru toți. Acum, după și cineva, clar cine, a dat voie și a construit motorul cealaltă, cum s-a exprimat Alexandru. Acum noi, de acum, știți, îi punem, eu de acord cu dumneavoastră, bieță în roate. Voi oameni buni, i-am dat voie să... Să mănânci, las mănânci până la urmă. Măi, dar dați-i voie să încep să ală, dar nu spune nimic, tu nu vrei să-l facă, dar normă legală. Păi liniște, dați, sigur că normă legală. Păi se calcă normă legală. Păi, știi, mă pun capat, mă pun capat. Căzni, de apămină, îți faci așa și așa. Domn președinte, că unii, am urmărat. Dați, domn Chilar, domn Bura, ați terminat? Măi, părinți la șură. Poftim, poftim. Cine mai ar propune? E propuneri nouă, nu repetați ceea ce s-a spus. Da, poftim, domn Bura. O propunere. Cu terenul ăsta aferent care este, dacă l-ai format ca bun imobil, l-a scos la licitație și se face proprietate privată și s-a scos întrebarea. Ia că asta e ideea. Este formele legale de înstrăinare. Ce îmblăm noi cu... Domnul Chiariu, domnul Chiariu, domnul Chiariu, stați-o. Domnul Da, chestiunea că pe terenul 27, care e pământ aferent, cum spune așa, el pe dânsul de acum e construit. Noi nu putem să-l scoatem la stație, cât e construcție pe dânsă. 24 să... Nu, domn. 24 e casa, dar este la între 27 intrările la garaj și subterană e vărât. Să scoate la licitație, să... Păi să-l construcție legătură. Oricum nimeni n-ați participi la licitație, de construcție că el acolo, nimeni n-ați să participi. Scoate la licitație, e formă legală, știi, nimeni nu-i pune piedici, domnul Alexandru. Dar e formă legală, normală, corectă de a dar și ca să n-ați participi? Domnul Dăr, dar ce vine cu propunerea la licitație? Ce vine cu propunerea la licitație? Păi să formează terenul suprapunerii construcției și apare... Că vă sunteți mortul. Da, el e registrat de construcție. Eu am văzut pământul. Bine, la vot, domnule. Nu, mă, el e la vale care e construit. Subteran e construit de acolo. Domnul
Domnul Ion, dar lucrați în stil construcțiu și curățați, nu știți detalii. Domnul președinte, Gata, așa detalii știți, chiar că acolo, chiar că așa. Cum dacă eu noapte și eram acolo? Noapte și nu eram construit. Dar pasul mă slavă. Ți-ai luat lemne de nu știe. Da, domnul. Eu aici sunt de acord cu domnul Chichioi că nu putem să spunem la vot 51 de astea, pentru că el, din punct de vedere juridic, noi votăm ceea ce e scris. Și să nu ne trezim noi că 51 de are ăștia sunt adăugători și vrem noi sau nu vrem, din senin am votat și a treia casă. Acum, domn Gore, scutați cum sună proiect. Regăscut. Domn primar are dreptate aici. Se stabilește suprafața terenului aferent, folosit în proces tehnologic al construcției în unirii, în mărime de 27. Și cât acolo? Dar de unde știți că este 27? El este. Dar de unde știți? Dar 24. V-am dat cu o idee de bună de mărtimul. 24 plus 27. Da, da. Ia așa. Серьезно, вы же как-то спи, по-моему, скажите, конформ лечи при платерену для аференции, сори, регламенту. Боже, а шайка спи, долго, шпак, по-моему. Аша, спонжи, носим. Ну, когда срала Лара Тепки, объезд. Да. Да. Ну, когда срала вот шайка, шапка, суть, папа, на шапку. Эй, аскульта, долго шепка, это и, карий, 27 aferent, dar celălalt e largă bază. Bun, înseamnă câte, dar noi sunt, este o propunere. Cine pentru acest proiect care l-am citit? Știți proiectul de decizie? Da. Care va fi? Care va fi? Se stabilește suprafața terenului aferent folosit în procesul tehnologic a construcției, strada Unirii 20, în mărim de 20, câte? 27. Rămâne 05166, în paranteză, 024. Da, stai. 27, 27, 07 și 27. Așa. Cu prevederea documentelor normative, construcții și normelor de urbanism, conform schemei trebuie aferent, intervalul și mai departe, ce va constata în total? Asta e punctul. Care va constata? Fără special. Da, da, da. Eu mai les aici. Nu. Așa e, Jenny, așa e. Care va constata? Domnul Jenny, eu știu scuze. Vreau o remarcă, domnul Gerard. Ce înseamnă pământ aferent în proces tehnologic. Ce e asta? Noțiunea teren aferent și anume și înseamnă suprafața care este legată cu nemijlocit cu tehnologic cu activitatea acestui obiectiv. De exemplu, pentru o fermă de vaci acolo, grajdul ocupă 20 de ari. Dar suprafața terenului aferent trebuie să fie 4 ori mai mare, 80 de ari. Iată același este. Stimați colegi! Corect? Ați înțeles, da? Da. Spune întrebarea la vot. Cine este pentru poftim? Liniște! Cine este pentru poftim votat? Așa. Dați-mă-l jos. Cine e împotriva?